mai mult decât povești. Mai mult decât povești. Bun găsit, dragii mei ascultători! Vi s-a întâmplat vreodată ceva nu tocmai plăcut, dar apoi, gândindu-vă mai atent la cele întâmplate, să vă dați seama că, de fapt, există lucruri pentru care aveți de ce să fiți recunoscători Domnului. Și cu toate că, de prima dată, ați fost poate cuprinși de descumpănire sau chiar de mâhnire, mai apoi ați observat că aveți chiar motive serioase să-i mulțumiți Domnului pentru că lucrurile s-au întâmplat chiar așa cum s-au întâmplat. Vom începe astăzi o nouă lectură. Ea se intitulează Poliana sau Taina Mulțumirii de Harriet Loomis Smith, în care vom face cunoștință cu o fetiță de 11 ani care, pentru că a fost învățată de tatăl ei să găsească motive de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru orice împrejurare din viața ei, a reușit prin aceasta să aducă multă bucurie și lumină în inima multor persoane din jurul ei. Dar haideți să descoperim împreună întâmplările din viața Polianei, care cred că vor avea o influență și asupra voastră. Într-o dimineață de iunie, domnișoara Poli intră grăbită în bucătărie. Graba nu făcea parte dintre obiceiurile ei. Chiar se lăuda și era mândră de firea ei liniștită. Astăzi însă se grăbea. Nancy spăla vasele și o privi mirată. Intrase la domnișoara Poli în serviciu numai de 2 luni. Totuși observase că stăpâna sa nu se grăbea niciodată. Nancy, poftiți gorniță! Răspunse voioasă Nancy, ștergând mai departe vasul pe care îl ținea în mână. Nancy, zise domnișoara aspru, când îți vorbesc, lasă orice lucru și ascultă. Fata se înroși, îi căzu vasul și șervetul din mâini, ceea ce o încurcă și mai mult. Da, goniță, am înțeles, îngâimă ea, ridicând vasul de jos. Dar mi-ați spus chiar dumneavoastră azi dimineață să mă grăbesc cu vasele. Stăpâna se încruntă. Destul, Nancy, nu-ți cer nicio lămurire. Îți cer numai să mă asculți. Foarte bine, coniță. Nancy înăbuși un oftat, întrebându-se dacă vreodată va putea mulțumi pe domnișoara. Nu fusese încă în serviciul nimănui, dar mama ei se îmbolnăvise. Era văduvă și, în afară de ea, mai avea încă 3 copii mai mici. Nancy fusese nevoită să caute un serviciu ca să poată ajuta pe ai săi. Avusese noroc de un loc bun aici, în casa aceasta mare de pe deal, la o depărtare de numai 5 kilometri de satul ei. De mult auzise ea vorbindu-se de domnișoara Poli, proprietara vechiului castel din Harrington, ca de una din cele mai bogate persoane din oraș. Acum era de 2 luni la dânsa. O cunoștea ca pe o stăpână severă, care se încrunta de câte ori cădea vreun cuțit sau când se trântea vreo ușă și nu zâmbea niciodată. Când vei termina cu vasele, Nancy, zise domnișoara, te vei duce să scuturi în odăița de sus de lângă pod. Vei așeza acolo un pat din cele obișnuite, apoi vei mătura și vei curăța camera după ce vei scoate de acolo toate cuferele. Da, coniță. Și unde să pun cuferele acelea? Pune-le în pod. Domnișoara Poli stătu puțin pe gânduri, apoi zise, mai bine îți spun și ție, ca să știi de la început, că nepoata mea, Poliana Whittier, o să vină să locuiască aici la mine. Are 11 ani, deci pentru ea pregătim această cameră. Va veni aici la noi o fetiță. Ce bine îmi pare! Strigă Nancy, gândindu-se la veselia ce o răspândeau acasă surorile ei mai mici. Îți pare bine, dar n-am nevoie de părerea ta, răspunse domnișoara. Mă voi sili să fac să meargă totul bine, căci știu ce am de făcut. Fata se înroși. Desigur, coniță, mă gândeam numai așa că fetița vă va înveseli, zise Nancy. Mulțumesc, răspunse domnișoara. Nu simt această nevoie. Sunt sigură, coniță, că veți fi bucuroasă de venirea copilei sorei dumneavoastră, mai spuse fata pentru a pregăti o mai bună primire micuței orfane.
Domnișoara Poli se sculă să plece. Bine, bine, nu prea văd pentru ce să fiu fericită. Voi crește eu copila sorei mele pentru că a făcut prostia și s-a măritat și apoi a mai și născut-o. Oare nu se nasc pe lume destui? Dar cum am mai spus, știu ce am de făcut. Ia seama să curez bine toate colțurile, adăugă ea, părăsind bucătăria. Da, Goniță, răspunse Nancy oftând. Apoi continuă să spele vasele înainte. Ajuns în camera sa, domnișoara Poli mai citi odată scrisoarea care îi pricinuise atâta tulburare. De 2 zile o primise dintr-un oraș îndepărtat și purta această adresă: domnișoarei Poli H. Scumpă doamnă, cu multă părere de rău, vă anunț că părintele John Whittier a încetat din viață acum 2 săptămâni, lăsând în urma sa o copilă de 11 ani. N-a lăsat sărmanul nicio avere, afară de câteva cărți, pentru că, desigur, știți că era preot la o biserică săracă și n-avea decât un salariu de mizerie. Era soțul defunctei dumneavoastră surori. El mi-a dat să înțeleg că nu era tocmai în relații bune, credea totuși că, de dragul surorii dumneavoastră, veți primi copila să o creșteți. De aceea îmi permit să vă scriu. Fetița va fi gata să plece când veți primi această scrisoare și dacă dumneavoastră consimțiți să o creșteți, vă rugăm foarte mult să binevoiți a ne înștiința imediat, fiindcă un domn și o doamnă de aici vor pleca într-acolo și ar aduce ei copila până la Boston, de unde ar urca-o tot ei în trenul care duce la gara dumneavoastră. Bineînțeles că vă vom înștiința despre ziua și ora sosirii Polianei. Nădăjduind că vom primi în curând un răspuns favorabil, rămân cu respect al dumneavoastră supus, Jeremiah White. Încruntându-și sprâncenele, domnișoara Poli împături scrisoarea și o puse înapoi în plic. Răspunsese deja în ajun că era gata să primească fetița. Își cunoștea datoria, oricât de neplăcută ar fi putut fi ea. Stând cu plicul în mână, se întoarse cu gândul la zilele de demult ale copilăriei. O vedea pe sora ei mai mare, Jenny, frumoasă, care avea numai 20 de ani când stăruise în dorința ei nestrămutată de a se căsători cu tânărul John, cu toată opoziția familiei ei. O ceruse un om bogat, de care Jenny nici n-a vrut să audă. Omul acela bogat avea bani mulți, dar era în vârstă, pe când viitorul preot era tânăr, plin de idealuri și dragoste. Jenny îl iubea și visa un viitor ca în povești. Deci, hotărâ că acesta este alesul inimii ei. Se căsători cu el și îi plecară împreună într-un sat îndepărtat să propovăduiască Evanghelia. De atunci s-a îndepărtat Jenny de familia ei, de atunci se făcuse ruptura între ei. Domnișoara Poli își amintea acum de toate, deși nu avea atunci decât 15 ani. Familia ei nu mai întreținuse nicio legătură cu soția misionarului. Jenny scria din când în când. Îi dăduse numele Polianei, ultimei ei fetițe, în amintirea celor 2 surori ale ei mai mari, Poli și Ana, pentru că îi muriseră, după cum scrisese ea în ultima scrisoare. Câțiva ani mai târziu veni și vestea despre moartea lui Jenny. O scurtă scrisoare, scrisă de bietul preot dintr-un oraș din vestul îndepărtat, aducea familiei această veste tristă. Timpul trecuse, se scursese și viața își urma cursul său. Domnișoara Poli, cu privirea pierdută în zare, se gândea la schimbările pe care îi le aduseseră acești 20 de ani din urmă. Avea acum 40 de ani împliniți și era singură pe lume. Tată, mamă, surori, toți muriseră. Era de multă vreme stăpâna casei și a averii lăsate de tatăl ei. Câțiva prieteni înduioșați de viața ei singuratică o sfătuiseră să ia în casă vreo rudă pe lângă dânsa, dar ea nu primise nici sfatul, nici părerea nimănui. Nu mă simt singură, zicea ea cu mândrie. Și era atât de fericită să stea singură cu ea însăși. Mi-e dragă singurătatea și mai ales liniștea înainte de toate. Dar acum se sculă cu fața întunecată și cu buzele strânse.
Era mulțumită că e o femeie bună, care își cunoaște îndatoririle și că avea tăria de a le îndeplini. Dar Poliana, ce nume ridicol! În mica mansardă, Nancy mătura și freca tesor mai cu seamă prin colțuri. Hărnicia și munca aceasta erau mai mult spre ușurarea tulburării ce o cuprinsese decât pentru înlăturarea murdăriei. Cu toată supunerea ei sfioasă față de stăpâna sa, se gândea la ea. Aș vrea să-i pot freca astfel și colțurile sufletului, gândea ea înciudată, folosind zdravă în peria. Multe ar fi de curățat, auzi dumneata, să bagi o drăgălașă de fetiță în mansarda asta mizerabilă, călduroasă vara și înghețată iarna, când sunt atâtea odăi bune în casa asta mare. Copiii nu sunt de folos pe lume, asta zicea dânsa ieri. Se gândea Nancy, furioasă, răsucind și storcând cârpa cu atâta putere că o dureau și degetele. Mi se pare mie că sunt alții mai deprisos decât copiii. Lucră cât lucră, apoi când socoti că totul e gata, se uită cu dispreț la odăița goală, pustie, curată, dar sărăcăcioasă. Iată, s-a făcut partea mea, cel puțin e gata, oftă ea. Nu mai e murdărie aici, dar nici mare lucru nu e. Biata fetiță, frumos loc i-a mai ales. Auzi, aici să adăpostească ea pe copila orfană, căreia îi trebuie dragostea căminului părintesc. Nancy ieși trântind ușa. Oh, ce-am făcut? Își mușcă buzele, apoi cu ciudă zise. Atâta pagubă! O fi auzit cum am trântit-o, da, o fi auzit. După amiază, Nancy coborâ în grădină. Aici găsi pe bătrânul Tom, grădinarul, ocupat cu smulgerea buruienilor și îl ajută la netezirea aleilor. Domnule Tom, zise Nancy, uitându-se înapoi să se asigure că nu mai aude și altcineva. Știi dumneata că va veni să stea la noi o fetiță? Nepoata domnișoarei Poli. Poftim? Întrebă moșneagul ridicându-se cu greu. O fetiță! Va locui cu domnișoara! Du-te, te spune gluma asta altora, bombăni Tom, neîncrezător. De ce nu-mi spui mai bine că soarele o să apună mâine la prânz? E așa cum ți-o spun, mi-a spus chiar cucoana, întări Nancy. E nepoțica dumneaei și are 11 ani. Bătrânul grădinar rămase cu gura căscată. Ia stai, nu fi. Și deodată o lumină duioasă învioră ochii săi tulburi. Nu pare cu putință, dar așa trebuie să fie. Fetița domnișoarei genii, căci numai dânsa s-a măritat. Desigur, Nancy, e fără îndoială fetița domnișoarei genii. Doamne Dumnezeule, nu vine să cred că ochii mei bătrâni vor vedea și această minune. Cine a fost genii? Era un înger coborât de-a dreptul din cer, răspunse omul cu evlavie. Dar pentru bătrânul meu stăpân și soția sa, era fiica cea mai mare. Avea 20 de ani când s-a măritat și a plecat de aici. Sunt mulți ani de atunci. Am auzit povestindu-se că toți copiii ei au murit, în afară de ultimul. Acela, desigur, este fetița care vine acum. Are 11 ani! Așa este, desigur, zise bătrânul dând din cap. Va locui la mansardă, mititica. Rușine să-i fie coniței, zise Nancy furioasă, uitându-se îndărăt spre casă. Bătrânul Tom se posomorâ, dar după un timp zâmbi ciudat. Mă întreb ce are să facă domnișoara Poli cu un copil în casă, spuse el. Eu mă întreb ce va face copila cu domnișoara în casă, adăugă Nancy. Bătrânul râse. Mă tem că nu prea ți-e dragă stăpâna noastră, mormăi el. Dar cine poate să o iubească? Zise Nancy cu dispreț. Bătrânul Tom avea iar un zâmbet ciudat. Se aplecă peste straturi și începu a privi. Cred că n-ai auzit niciodată vorbindu-se de romanul domnișoarei Poli, spuse el misterios. Un roman? Tânsa? Nu, sunt sigură că nimeni n-a auzit așa ceva. Ba da, multă lume a auzit, răspunse moșneagul. Logodnicul ei de odinioară trăiește încă și chiar în acest oraș? Cine e? Nu pot să ți-l spun. Bătrânul se ridică,
Ochii lui albaștri priveau spre casă, cu o mândrie cinstită de servitor credincios al familiei pe care o sluja și o iubea de atâta amar de vreme. Dar nu-mi pare cu putință să fi fost dânsa iubită vreodată, întări Nancy. Bătrânul Tom dădu din cap. Dumneata nu cunoști pe domnișoara noastră, cum o cunosc eu. A fost foarte frumoasă și ar mai fi și acum dacă ar vrea. Frumoasă, domnișoara Polly. Da, dacă ar vrea să-și lase părul puțin mai liber ca altă dată și dacă s-ar îmbrăca cu rochii frumoase, albe, cu broderii, cu dantele. Ai vedea atunci cât ar fi de frumoasă. Căci domnișoara Polly nu e chiar așa bătrână, Nancy? Ori așa să fie. Oricum, izbutește de minune să pară bătrână, răspunse Nancy strâmbându-se. Da, știu. Asta a început de când a avut o neînțelegere cu logodnicul ei și de atunci ai crede că un vierme îi roade inima și că se hrănește numai cu scaieți, atât e de acră și de înțepată. O, da, chiar așa, fu de acord Nancy. Oricum te-ai luat cu dânsa, nu ajungi niciodată să intri în voie. Pentru nimic în lume n-aș mai sta aici, de n-ar fi nevoile celor de acasă. Dar într-o bună zi o să-mi dau drumul și o să-mi vărs în gura mare tot năduful. În ziua aceea, bineînțeles, că am să-mi iau adio de la ea. Bătrânul Tom clătină iar din cap. Știu, e adevărat, am simțit și odată așa ca dumneata, dar nu-i bine, crede-mă, nu-i bine să n-ai răbdare. Și se aplecă să-și reia lucrul. Nancy! Strigă o voce ascuțită și poruncitoare. Îndată, coniță! Bâlbâi Nancy, repezindu-se spre casă. În sfârșit veni telegrama care anunța sosirea Polianei pentru ziua următoare, 25 iunie, la ora 4. Domnișoara Polly citi telegrama, încruntă sprâncenele și se urcă la mansardă. Se uită de jur împrejur cu fața posomorâtă. Cămăruța avea un pat mic, bine făcut, de Nina, două scaune cu speteze tari, un spălător, nicio oglindă și o măsuță mică. Nu erau perdele la ferestre, nici tablouri pe pereți. Toată ziua soarele își trimitea razele fierbinți pe tinicheaua acoperișului, astfel că odăița era parcă o saună. Ferestrele erau închise și nu aveau transperante. O muscă mare pâzâia nebunită de sus până jos pe geamuri, încercând să scape și să-și reia libertatea în grădină. Domnișoara Polly strivi musca și o aruncă apoi pe fereastră. Mai îndreptă un scaun, se încruntă iar și părăsi camera. Trecând prin fața bucătăriei, se opri pe pragul ei și zise lui Nancy: am găsit o muscă în camera de sus. Desigur că ferestrele au fost deschise. Am comandat site, însă până vor veni, te rog ca ferestrele să rămână închise. Nepoata mea sosește mâine la 4, deci să te duci la gară ca să o primești. Timotei va lua trăsura și vă va aduce. Telegrama zice: păr blond, rochie subțire cu pătrățele roșii și pălărie de paie. Atâta știu, dar ți-ajunge ca să o recunoști. Bine, coniță, dar dumneavoastră? Domnișoara Polly răspunse aspru. Nu, eu nu voi merge. Nu e nevoie. Asta e tot ce am de spus. Și plecă, fiind încredințată că a pregătit bine totul pentru sosirea nepoatei sale. Nina aruncă cu ciudă mașina de călcat peste șervetul întins pe masă. Păr blond, rochie subțire cu pătrățele roșii, pălărie de paie. E tot ce știe. Mie mi-ar fi rușine să primesc astfel pe nepoata mea orfană, care vine din așa depărtări. În ziua următoare, la ora 4 fără 20 de minute, Timotei și Nancy se duceau cu trăsura la gară. Timotei era fiul bătrânului Tom. Se spunea că dacă Tom era mâna dreaptă a domnișoarei Polly, Timotei era mâna ei stângă. Era un băiat frumos, înzestrat cu minte și înțelepciune. Deși numai de puțin timp în casă, Nancy se și împrietenise cu el. Astăzi însă era prea pătrunsă de misiunea ei pentru a fi guralivă ca de obicei.
așa că ajunseră în tăcere la gară. Își repeta mereu în sine: păr blond, rochie subțire, cu pătrățele roșii, pălărie de paie. Și se tot întreba: ce fel de copilă va fi oare această Poliana? Dacă ar fi o copilă mai liniștită, mai cu minte și să nu trântească ușile și cuțitele, îi zise ea lui Timotei, care urmase pe peronul gării. Dacă nu va fi astfel, cine știe ce ne vom face cu toții, zise Timotei. Închipuiește-ți-o pe domnișoara Poli cu o fetiță neastâmpărată și zgomotoasă. Vai, auzi, fluieră trenul! Timotei, nu crezi că e foarte urât din partea ei să mă trimeată pe mine în loc să vină chiar dânsa să o întâmpine? Mai zise Nancy, grăbindu-se spre a putea vedea mai bine călătorii ce coborau în micuța lor gară. Nu trecu mult și zări o fetiță slabă, îmbrăcată într-o rochiță subțire cu pătrățele roșii, cu două codițe frumoase de păr blond ce i-a târnau pe spate. Se tot întorcea în dreapta și în stânga, căutând parcă pe cineva. Nancy recunoscu imediat copila, dar genunchii tremurau și parcă nu se hotăra să înainteze spre ea. Lăsă câteva secunde bune până să-i iasă în întâmpinare. Fetița era singură când se apropie Nancy de ea. Dumneata ești domnișoara Poliana? Deodată se simți înăbușită de două brațe care se înlănțuiră în jurul gâtului ei. Ah, sunt atât de mulțumită să te cunosc! Îi șopti o voce înduioșată la ureche. Eu sunt Poliana și mă simt atât de fericită că ai venit să mă aștepți! Adevărat? Bâlbâi Nancy, mirându-se cum putuse Poliana să o recunoască. Adevărat? Repetă ea, încercând să-i îndrepte pălăria căzută pe spate. Ah, da! Și m-am întrebat tot drumul cu cine vei fi semănând! Strigă fetița, țopâind ușor și examinând pe Nancy din cap până în picioare. Și acum știu și sunt mulțumită că ești așa cum te văd! Nancy era foarte bucuroasă când se apropie Timotei, căci vorbele Polianei o uluiau cu totul. El e Timotei! Aveți desigur bagaje! Spuse ea încurcată. Da, am o ladă! Spuse Poliana apăsat. Am primit-o nouă de tot! Doamnele de la asistența socială au cumpărat-o anume pentru mine. Nu-i așa că e foarte drăguț din partea lor? Dar îmi pare rău că pentru aceasta nu mai pot să cumpere covorul de care aveau nevoie la biserică. Aici, în săculețul meu, am o hârtie care, după spusele domnului care m-a adus până aici, trebuie să fie un cec. Am să ți-l dau dumitale înainte de a-mi deschide lada. Știi că domnii grei care m-au însoțit sunt verii soției diaconului Car? Am călătorit cu dânsii, sunt atât de drăguți amândoi. Iată-l, zise ea, găsind cecul după ce scormonise în sac. Nancy răsufla din greu. Simțea că exista ceva ce trebuia neapărat lămurit. Aruncă o privire spre Timotei, dar el se uita în altă parte. Toți trei plecară în fine cu lada așezată dinapoi a trăsurii. Poliana stătea fericită între Nancy și Timotei. Tot drumul fetița nu înceta cu întrebările ei și cu tot felul de observații, încât Nancy abia apuca să-i răspundă. Iată, ne porniți! E departe de aici? Cât e de frumos! Îmi place atât de mult să merg cu trăsura! Strigă Poliana când porniră. Nu face nimic dacă e aproape, cu atât mai bine. Voi fi și mai mulțumită să ajung mai curând. Știam eu că e foarte frumos aici, mi-a povestit tăticu. Se opri cu vocea schimbată într-un suspin. Nancy o privi cu sfială și văzu că bărbia îi tremura și că ochii erau plini de lacrimi. Dar după un timp fetița continuă ridicându-și capul și stăpânindu-și durerea amintirilor. Tata mi-a povestit totul, căci el nu a uitat locurile pe unde a copilărit. Ah, și-ar trebui mai întâi să vă explic ce mi-a spus doamna care m-a însoțit despre rochia aceasta cu pătrățele roșii, adică pentru ce nu sunt îmbrăcată în haine de doliu. Ea mi-a spus că desigur vă veți mira de aceasta, dar nu era nicio haină neagră în ultimul transport de ajutoare, afară de o bluză de catifea pe care soția diaconului n-a găsit-o potrivită pentru mine, de altfel avea găuri la amândouă coatele. Unele din doamnele de la asistență voiau să-mi cumpere o rochie și o pălărie neagră, iar celelalte socoteau că banii aceia trebuiau mai bine folosiți la cumpărarea unui covor roșu pentru biserică.
Doamna White a spus că e bine și așa, căci ei nu-i plac copiii îmbrăcați în negru. Adică vreau să zic că îi sunt dragi copiii, dar nu cu haine negre. Poliana se opri, răsuflă, iar Nancy, profitând de această tăcere a ei, zise: sunt sigură că totul va merge bine. Și eu sunt mulțumită că vorbește astfel, sunt de părerea dumitale, zise Poliana, cu glasul iar schimbat. Eu aș fi fost mulțumită să fiu în doliu. Mulțumită? Exclamă Nancy mirată. Da, tata s-a dus în cer la mama și la ceilalți copii. El mi-a spus că trebuie să fiu mulțumită de toate acestea. Totuși mi-a fost destul de greu să mă mulțumesc pentru că eram atât de singură și mă gândeam ce bine era dacă rămânea el lângă mine, deoarece mama și cu ceilalți au pe Dumnezeu și îngerii din cer, pe când eu am rămas numai cu doamnele de la asistență. Dar acum sunt sigură că îmi va fi mai ușor, pentru că te am pe dumneata, Tanti Polly. Sunt atât de mulțumită că te am! Compasiunea ce o simțea Nancy pentru biata fetiță orfană se schimbă deodată în groază. Oh, dar te înșel grosav, scumpă copilă, spuse ea tulburată. Eu nu sunt decât Nancy. Nu sunt deloc Tanti Polly a dumitale. Dumneata, nu ești mătușa mea? Îngână copila cu totul neliniștită. Nu, nu sunt decât fata din casă. Nici nu m-aș fi gândit că m-ai putea lua drept dânsa. Nu semănăm deloc, dar absolut deloc. Timotei fluieră încetişor, dar Nancy era prea tulburată pentru a observa ochii lui jucăuși. Dar cine ești? Întrebă Poliana. Nu semeni nici cu doamnele de la asistență. De data aceasta, Timotei izbucni în râs de-a binelea. Sunt Nancy, servitoarea. Eu fac la castel toată treaba, în afară de spălatul și călcatul rufelor prea grele. Doamna Durgin face aceasta. Dar acolo este Tanti Polly? Întrebă copila cu grijă. Da, acolo este, declară Timotei. Fetița păru ușurată. Ah, atunci e bine. Urmă o scurtă tăcere, iar în urmă ea zise din nou cu veselie. Și știți ceva? Sunt mulțumită la urma urmei că n-a venit ea să mă întâmpine la gară, pentru că astfel voi avea o nouă mulțumire de a face cunoștință cu dânsa, după ce am mai avut una la sosire, cunoscându-vă pe dumneavoastră. Nancy se înroși. Timotei o privi cu un zâmbet vesel. Iată ce drăgăleșenie ne spune micuța, de ce nu-i mulțumești pentru vorbele ei atât de măgulitoare? Eu mă gândeam la domnișoara Polly, șopti Nancy. Poliana oftă de mulțumire. Și eu doresc foarte mult să o văd, e singura mea mătușă și nu o cunosc încă. Tata mi-a vorbit de ea, mi-a spus că trăiește într-o casă mare și frumoasă, în vârful unui deal. Așa e, zise Nancy. Poți să o și vezi deja. E casa aceea mare, albă, cu obloane verzi, acolo sus. Oh, ce frumoasă e! Ce copaci înalți și ce splendidă pajiște o înconjoară! Niciodată n-am văzut așa ceva. Nancy, Tanti Polly este bogată? Da, domnișoară Poliana. Ah, ce mulțumită sunt! Trebuie să fii minunat să ai bani mulți. Nu cunosc decât pe doamna și pe domnul White care au destui bani. Ei au covoare în toate camerele și mănâncă înghețată în fiecare duminică. Are și Tanti Polly înghețată duminica? Nancy dădu din cap, mușcându-și buzele, și întâlni ochii veseli ai lui Timotei. Nu, domnișoară Poliana, nu cred să-i placă mătușii matale înghețata. Cel puțin niciodată n-am văzut înghețată pe masa dânsei. Fața Polianei se întunecă. Ce spui? Asta mă cam supără. Nu înțeleg să nu-i placă cuiva înghețata. Totuși pot fi mulțumită și așa, deoarece înghețata pe care n-o mănânci nu poate să-ți dea dureri de burtă, ca aceea de la doamna White, adică vreau să spun că ei i-a făcut rău, dar eu am mâncat fără să am nimic. Dar Tanti Polly are covoare frumoase? Da, are multe. În fiecare cameră? Aproape în fiecare, răspunse Nancy cu gândul la mansardă, unde nu se afla niciun covoraș cât de mic. Sunt atât de mulțumită, strigă Poliana cu bucurie.
Îmi plac atât de mult covoarele. La noi acasă nu erau decât două mici în fața paturilor de jos, venite într-un pachet cu ajutoare, însă unul avea pete de cerneală. Doamna White avea covoare și tablouri frumoase cu trandafiri și fetițe îngenunchiate și o pisică și niște mielușei, un leu mare. Dar leul nu stă împreună cu mielușeii. Știți, Biblia spune că o să se întâmple odată și asta, că vor paște împreună miel cu lei. Dar mai e mult până atunci. Vă plac tablourile? Nu știu, răspunse Nancy cu glas cam stins. Mie tare îmi plac. Noi nu aveam niciunul acasă, pentru că nu sosesc multe în pachetele cu ajutoare. Au venit odată două, din care unul era atât de frumos, încât tata l-a vândut pentru a-mi cumpăra pantofi, iar celălalt era într-o stare așa de proastă că s-a făcut țăndări când a vrut tata să-l agațe de perete. Adică, înțelegeți, sticla care l-acoperea. Și eu am plâns, dar acum sunt mulțumită că n-am asemenea lucruri frumoase, pentru că mă voi bucura cu atât mai mult de ale lui Tanti Poli, cu cât n-am fost obișnuită cu ele. Tot astfel a sosit într-un pachet o provizie de panglici foarte urâte, cafenii vechi. Ah, ce casă splendidă! Strigă ea însuflețită când intrară pe aleea principală a castelului. În timp ce Timotei descărca bagajul, Nancy îi spuse la ureche să nu mai spună nimeni de acum să părăsesc casa asta, căci nimeni nu m-ar putea face să plec. Să pleci? Dar nici eu n-aș vrea așa ceva. O să ne fie copilița asta o bună distracție și va fi mult mai bine. Distracție, plăcere, zise Nancy indignată. Cam știu eu de pe acum ce fel de plăcere va fi pentru fetița asta drăguță, traiul cu stăpâna noastră. Sunt sigură că ea sărăcuța va avea nevoie de mine din când în când. Voi rămâne aici pentru ea, da, Timotei, pentru ea, zise Nancy, deschizând ușa Polianei. Se încheie astăzi lectura noastră, dragii mei ascultători. Ce s-a întâmplat mai departe cu Poliana, veți afla dacă veți fi lângă aparatele de radio și la viitoarea noastră întâlnire. Emisiune realizată de Sanda Sândulescu. Mai mult decât povești. Mai mult decât povești.